Detaliile crimei de la Motru făcute publice de procurorii de caz par desprinse din filmele horror. Totul a început după ce femeia a trimis din greșeală un mesaj care era destinat amantului. Concubinul, orbită de gelozie, a fugit spre casă și a început să-și lovească cu furie iubita. Mai mult, după ce a snopit-o în bătaie, criminalul a luat un ciob și i-a tăiat femeii o ureche pe care a aruncat-o în toaletă. Tortura nu s-a încheiat aici. Cu același ciob, bărbatul i-a desprins bucăți întregi de scalp femeii. Gianu Ioni a aplicat concubinei sale, Iliescu Ecaterina Simona, multiple lovituri cu pumnii și cu o scândură, pe care s-a găsit fragment de țesut și a izbit-o cu capul de perete, provocându-i leziuni care au condus la decesul acesteia. De asemenea, Gianu Ion a produs victimei suferințe mari, care depășesc cu mult suferințele inerente acțiunii de ucidere, constând în faptul că, folosind cel mai probabil un fragment mai mare de sticlă, când victima se afla încă în viață, i-a secționat urechea dreaptă, care a fost găsită în vasul de toaletă, printre resturi țigări, așchi de lemn și fire de păr. I-a retezat părul în mod inegal cu același obiect tăietor, producându-i multiple plăși tăiate la nivelul feței și scalpului. Tot în vasul de toaletă a fost găsit un fragment de țesut de aproximativ 2 cm, cu margini neregulate provenind din zona urechii secționate. Ancheta continuă pentru stabilirea adevărului și tragerea la răspundere a persoanei vinovate de săvârșirea de infracțiuni, urmând ca în cauză să fie dispuse măsuri legale. Se precizează într-un comunicat de presă al parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Criminalul a fost prezentat astăzi la parchet cu propunere de arestare pentru omor deosebit de grav. Pentru fapta comisă, acesta riscă ani grei de închisoare.